Înainte să începem acest videoclip, vreau să vă spun și promoția de săptămâna aceasta. Dacă vă amintiți de săptămâna trecute, în fiecare luni săptămâna trecută și acum două săptămâni, eu v-am făcut un intro cu băieții de la Logitech, în care dacă voi introduceți codul, câștigați ceva super mișto la finalul săptămânii acestea, adică vineri. Astăzi fiind luni, acesta este și videoclipul de săptămâna aceasta, așa că dacă vreți să găsiți codul, trebuie să vă uitați la acest videoclip și încă o dată vă reamintesc să-l introduceți fix așa cum este el scris. Dacă este scris caps lock, introduceți litera cu caps lock, dacă nu, nu. Premiile de săptămâna aceasta sunt 5 gaming keyboard Logitech G915, așa că eu zic că merită. Pentru cei dintre voi care nu știți despre ce e vorba, băieți de la Logitech au o campanie Fearless cu Lightspeed, în care voi trebuie să urmăriți săptămânal, acesta este a treia săptămână din 4, săptămâna viitoare luni o să urmeze încă un videoclip. Uitându-vă la acest videoclip, voi găsiți niște literele. Cu acele litere voi formați un cod pe care îl introduceți pe fearlesscu-lightspeed.ro, aveți un link în descriere pentru asta și intrați automat în tombola săptămânală care se extrage vinerea aceasta, pentru tastaturile de săptămâna aceasta. Pe lângă asta, în această perioadă de 4 săptămâni, mai sunt 2 săptămâni, voi beneficiați de 10% reducere la orice produs Fearless de pe primul link din descriere. Nu uitați să vă uitați la videoclip pentru a compune cuvântul și pentru a introduce cuvântul. Poate cine știe, câștigă ceva. Baftă! Salutare, am ajuns acest stand și bine am găsit la un episod din seria noastră de Forza Horizon 4, aici împreună cu ursulețul grasului. Cum faci, burnout, grasule? Ca în realitate, cum? A, da? Simt frână. Ia uite, mă, ce mișto faci, ești de bun. Dar nu fac toate. Cred că doar formula drifturile fac. Cred că da. Ba, nu fac toate. Când ții frână pe ăsta, nu te lasă. Ba, păi, bă, nebunule, stai puțin, că eu nu calc frână în brană. Doar o ciupesc. Și cu toate fac așa, cu toate care spate pot să fac. Și cu M6 l-am făcut. Mie nu mi-a ieșit până acum. Băi, bine, am găsit la un episod din seara de Forza Horizon 4, suntem aici împreună cu Grasu și cu Salvat din Sebi. Stai puțin, că țin să menționez ceva. Calci prima oară accelerația după frână. Da, Salvat, Nicolae, lasă-ne Grasu, că îmi reușit să fac și eu, nu mai veni aici cu explicațiile tale nebune. Astăzi, băieți, după cum puteți vedea, toți avem mașini de Formula Drift, adică mașini speciale făcute de Forza pentru drift. Ceea ce înseamnă că o să fie o nebunie completă și cruntă. Problema este, ia uite grasă ce se pricepe. Au, problema este că noi nu o să facem drift, pentru că nu putem face toți drift gen, dar o să facem o cursă. Și cu mașinile ăștia, după cum puteți vedea, când de fiecare dată când o accelerez, dă să fug în toate părțile. O să fie greu. Bă, știi ce e mișto cu ăștia totuși? Se controlează bine. Adică asta e mișto, problema e că ar fi trebuit să ne dăm volanul în cam mai puține grade, băieți au zis că nu vor, deci o să facem așa. Hai să facem întâi o liniuță, băieți, să vedem care este stăpânul liniuțelor. Da, ne buim pe liniuțe, stai să văd dacă ajung acolo. Vreau să spun că m-am născut pentru a face liniuțe. Vreau să vă puneți lângă mine aici, toți băieți, pentru că vreau să fie intru și eu în drone mode să fac o cameră, mă vedeți? Puneți-vă aici iar mine. Faci pozele proaste. Hai bă, că n-am mai făcut un thumbnail grasule așa de foarte mult timp. Băieți, nu uitați că în descriere aveți mărciuri cu lectură. Dacă vreți să vă cumpărați ceva. Da, frate, ce ai tu cu mine? Hai, Salvaticule, ai de gând să treci tu lângă noi? Ce faci, mă, prostule? Lasă-mă să trec și eu. Ia, uite, eu vreau să fie asta puțin. Eu. Bă, ce faceți, mă? Uite și tu cum parc cum eu. Bă, e prost, n-ai ce. De ce sunt un marș arier? Stați un pic, că vreau să mă dau așa mai în față, gen, să iei să poză mai mișto, da? Drone mode, ia să vedem, băieți, ia să vedem. Bă, da, pe ce apăsăm ca să dispară scrisurile ăștia? La drone mode. Și pe ce apăsăm să dispară scrisurile la drone mode? Backspace, ok. La autoreu, gata. Așa, stai la grăsul, stai, de ce plec așa? Da, așa, că vreau să fac un bun. Dă-te mai în față, că ești mișto și în față. Aut, așa, mișto. Da, bă, arată bine mașinile, toate drift, toate așa, Japan, sunt pe Japan style cât de cât bine, mai rog, mai puțin... Pe Japan, bă, ia uite aici, blana de urs. Mai puțin accesibil durile. Bă, aici avem din toate, dacă te uiți, avem blană de urs, avem americancă și avem și japoneză. Da, bravo, să știi, toate stai aici, hai să vedem. Dar, mare greșeală că vă puseți unii lângă alții. Aia, asta e. De ce ați vrut să faceți una ca asta, băieți? Explicați-mi și mie, vă rog. Mă, stai, din gură, oricum. Ce zici, mă? Mă, grasul ăla m-a făcut urmă? Ce bă, da, mi se pare mie sau avem slick-uri? Ca la Drag Race, nu avem slick-uri. Nu, e bine. Au? Ba, nu. Nu mai făceai, păi, dar e că nu mai făceai drift dacă aveți. Dar nu ne băgăm voi și noi cauciucuri de la normale, măcar. Păi sunt normale, mă. Nu, de alea, de la Forza Edition. Aha. Salut, Rectulicule! Mă, ce faceți, mă? Cel mai deștept câștigă! A, voi sunteți de aia, dar nu călcați accelerația. Voi sunteți de aia, dar nu călcați accelerația, este? Păi, normal. Calcă accelerația până la podea și dă-i cum l-ai zis. Haideți pe Colossus, că dacă facem gol aia, tu nu-l terminăm cu mașina ăștia. Mă, îl terminăm? Bă, eu? Dă-mi apariu, mă! Dă-mi 30 de minute a lui e.
Bă, ce avem, avem decât 3 minute. În cât timp credeți că terminăm gol aia dacă facem cu asta? 12. Maxim. Hai, mă, haideți, haideți la gol la de gol aia atunci. Ce ce mai lucru? Bă, adevărul e că dacă nu-i calci, dacă nu-i calci accelerația, bine, mă rog. Hai că o să vedeți. Nu, pe întâia să ne-o calci în brană. O să vedeți voi, hai, hai că o să vedeți voi, băieți. Hai. Mă, vrei să vezi că eu o termin. Păi da, toți o să o terminăm până la urmă care faci că vrei să vezi că eu o termin. El o termină, bă, în 20 de ani, dar o termină. Păi da, am curaj să-mi activez și damage-ul, mă, proștilor. Ia activează-l, mă, tu. Lasă-l să mă adică. Bă, nu poate să-l activeze doi RL, să vezi că nu termina. Bă, și dacă termina. Bă, hai să jucăm și lăsați prostiile astea, că nu e chiar așa simplu pe cum... Voi ce scură aveți la mașină? Am 184. Eu am 852, mi se pare. Eu cred că am mai puțin. Pe prietenul meu, când m-a invitat aici la cine miștea ta, nu știam că aduci tot felul de persoane non grate. Ca să le spun așa. Cum, mă? De pitici arțăgoși. Da, dar știi că care au venit aici să mă mute de fundă. Te rog frumos să-ți controlezi invitații. Știi care e problema? Că nu știu dacă cuvântul ăla non grate există. La, există, mă, există. N-am auzit în viața mea. Lasă-mă că el n-a auzit grasul, a auzit de non grate, dar nu știe ce e la un, nici nu știu ce să zic. Un ce e? Un, ia zi, mă, ce e? Ce e, mă? Un furnicorn fructul ceții. Ia. Ce grasă, dar stai să vă luați și voi o mașină de 880, că e o mașină mai bună ca voi. Ăsta nu știe ce e la argat și vorbește cu mine. Argat, da, ce e la argat, ia. Argat? Da. Știam. Aha, s-a lăsat la tine. Uite-te la el, pe dacă vorbește. Grasule, deci așa mă tratezi tu în episoadele tale, da? Bine, prietenul. Cu spatele. Nu, mă, nu. Ce are asta, mă, că parcă o luă la... Aha. Ce-a făcut și grasule? Nu știu, mă, că se... Că frânai și o luă într-o parte. A, da? Ce, mă, că dacă avea el damage-ul, el termina instant. Da, mă, ce mare lucru, bă, te potolești? Bă, tu taci din gură. Au. Că ești o cunoștință foarte dobitoacă de-a mea. Hai băieții, că până acum eu sunt ăla care mă plânsă cel mai rău și eu sunt cel mai bun. Dacă e mașina cea mai proastă. Păi asta are, ăla are mașina cea mai bună, bă. Lecturicu. Îl zic sincer. Hai că mă lovi și eu. Bă, deci sunt în a patra și la 80 la oră îmi fuge de curte. Hai, n-are cum. Dacă zic... Tu vă știi ce mai nasul la mașină? Ăștia nu prea curbe dacă nu driftești cu ele. Aia. Ați văzut? Că nu știu de ce. Știi tu, mă. Mă, problema e că dacă îi dai brusc în ăsta, în frâneți... Nu, 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 cel mai probabil, cea mai mare problemă este când iei virajele prea brusc, că trebuie ușor de tot. Da, și cea mai mare problemă e când îi dai viteză. Exact. Îți dai seama, păi iei virajele automat, altcumva. Da, dar are cea mai bună mașină. Păi eu vă zic să vă luați mașina de 880 scori, nu vreau să râzi. Păi nu, fu! Aveai, Nissan-ul ăla era. Da, uite-te la ea, hai! Ce? Așa, hai. Zisă-și că-l iei tu. Păi nu, că eu aveam altul, am două Nissan-uri eu. Păi da, bă, zisă-i să avem și noi altceva afară de Nissan-uri. Corect, are dreptate. Atunci nu mai comenta, bă, băi, eu merg cu 200 ceva la oră pe aici. Cum 200? Da, păi și eu merg acum cu 200, dar oricum e greu, mâncați și în curbe, eu nu știu cum e tu. Tu vă știți cât de concentrat sunt? Vai, Leo. Păi și eu. Eu nu sunt concentrat, că am 30 de secunde în spate. Se vede că nu-s concentrat. Chiar luai 270. Băi, eu merg cu 240 pe aici. Bă, ce viteză au ăștia, bă. Băi, ele fug rău așa. Băi, ele chiar fug, da. Ar fugi dacă ar putea, ești nebun? Pot, mă, pot, dar te stai ușor. Aha. Mamă, ce m-a scos! Tu îți dai seama că... Bă, eu nu ieși niciodată până acum. Băieți, eu nu ieși niciodată rău până acum. Bă, nici eu nu ieși rău, dar a trebuit să frânez rău. Păi nu, dar și dacă ieși, ieși rău, adică nu știu cum să zic. Aie, belea, că nu mai oprești. Îl ajung pe grasul, bă! Da? Păi dacă mă pasă la... Băieți, deci voi acum probabil la mine vă uitați și ziceți, a, ce ușor e. Nu e așa, gândiți-vă că voi dacă acum erați din tastatură, voi nu puteați să conduceți mașinile astea. Da, nu, adică nu că nu puteați. Puteai. O conduci mai bine, mă, că îi dai instant invers. Păi da, dar gen nu poți să iei viteză cu ea. Exact, nu poți să iei viteză mare cu ea. Pentru că mergi în continuu în drift. Ia uite, deci tu, na. Adică da, senzația e mai mișto la modul că gen vezi drift în continuu, știi? Dar tu nu poți să iei viteză cu ea. Spun eu că m-a prins și viteză. Zici? O dai în a patra și mergi așa cu ea.
No. Eu oricum nu, altă viteză afară de a patra nu văzut asta. Bă, eu schimb, ba, de ce zici? Eu tot schimbai, dădui. Păi dădui și a treia ai dădui. Grasule, uite de la mine. Văzui. O că o reveni, o reveni. Bă, dai nesumțită! Bă, grasule, dar ne-am știut, bă, și pe noi, că după ce că e mașina mai bună. Da, bă, lui a spun eu că ești mult mai bine decât noi. Da, bă, clar. N-ai cum, frate, uite, uite și tu cum iau curbele. N-ai cum, îți fuge cur. E belit. Bare când iese pe off-road, gata. Da, nu, no, e pă. Dacă nu știi să conduceți, băieți. Da, uite și tu, uite și tu. Deci o ciupit în drept. Și dacă i-ai dat o țărișică mai mult accelerație, gata. Da. Nu, și de volan, dacă ai tras, bă, da. Ce, păi prindeți spârla la accelerație, cum să păi, da să nu... O prin sără îmi dai... Mă lasă că spârla la... Oooo, prima oară când mă fură! Dar la... Uite, trai... Să nu te prind cu rewind! Nu am rewind! Da, eu nu... Minte-mă că ăsta... Mereu dă rewind ăsta! Deci fiecare dată dă! Da! Am ieșit în decor, cât de urât mă scoasă aici... Ce bă, maestre? O, bă, acum a fost prima oară când mă scoasă în decor de când începui cursa, ce vrei? Da, mă, da. Sunge ce tot cioacă, că iar mă scoase. Păi, na, vezi? Aici e vorba de maestri și de învățăcei. Nu, aici e vorba de mașină mai bună și mașină mai prost. Hai, bă, nu mai fiți nesimțiți că vă și ziseai să vă luați mașini mai bune. Ca să... Păi, dacă voi intenționat vă luați mașini proaste să aveți scuze, dați-vă un pui mei de nesimțiți, da, că v-am văzut eu pe voi. Da. Ăla dă vina pe monitorul meu, e vina mea, mă, că tu ai monitor ciordi de la mangă. Da, nu e furat, că mi-a dat. Scuze. Vezi cum aduci tu mie acuzații false. Au, 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 au. Cum ăla se făcu praf, dar tot îi crește da, timpul? Da, nu știu. Asta pentru că știu să conduc, mă, învățai cu mașina, zici că o conduc de când eram mic, ești nebun. Da. Ba, las-o, uite și tu cu accelerare odată mai tare, dă-te morții, mătii de mașină. No, oricum, dacă o țură o accelerează în curbă, te-ai dus? Da, e clar, asta oricând și la orice oră. Aveți grijă, vă spun de acum, aveți grijă pe viteză cu ele, în curbe. Curbe care cu ele alte mașini le luați, să știți că cu ăștia nu le luați, că au tendința să fugă deci în față. Bă, mașina mea ia 300 pe aici, uite, bă, ce se duce, bă! 300, iau știu să... 325, 325. Proștilor, e blană. De la mașină. Nu, deci eu mai mult de a patra, așa, op, ușor, știi, da. Da, nici în a cincea nu merge. Dar și cu a patra să frică. Nici în a cincea nu merge turna ta în blană. Care a cincea, că eu am patru trepte? Pe bune? Păi da. A, eu am șase, bă. A, scuze, băi. Normal că-i merge, bă. Am mașina mai bună, bă, scuze. Păi chiar o ai. Păi chiar o am. Pentru că la trepte contează foarte mult. Păi tu îți dai seama cum o să stea asta a mea în blană, în a patra. Și să se menționeze că nu mai am liniile, da? Da? De-aia ești în urma sălbaticului, că nu mai ai liniile. Nu, frate, bă, da, pentru că e cea mai slabă mașină de aici. Ce părere ai? Tu vrut să-și mă blană de urs și vorbește nemțește. Păi credeam. Da, tu 400 de am și eu. Crezui că fură curent ăla, da, aparent. Da, că zici să-i. Aha, m-am făcut căcat. S-a mă piși pe ea de mașină, păi da la turație blană în treapta a patra, cum să nu-ți fugă mâncața, și că are șase. Dacă ai top speed 280, ce să faci? Nu știu vreau să... Are șase trepte, mâncața și ochite, ia uite și tu ce fuge, da. Cine, mașina mea sau mașinile voastre? Păi, mașina ta e cea mai OP și pe curbe și pe tot. Dar dacă o ții în a șase, normal că nu-ți mai fuge. Dacă eu am făcut forțat-o în challenge-ul. Las, bă, cu aveam și eu, că e gratis. Nu ai, Nissan 300 ăsta, Z-ul, e ăla din Most Wanted. Nu l-ai, mă, e dat acum la ăștia, la... L-am câștigat la concursul de vară, bă! Și eu nu l-am câștigat înaintea ta. Pe de când l-ai câștigat tu? Păi, eu știu. Da, mă, nu, e, nu cred că e același, mă, eu nu l-am pe ăla de la VUS, să știu. Bă, lasă-mă, bă. Adică nu pe ăla-l conduc. Ai 300 ăla, pe care l-ai? 370 Z. Eu când îți zic că nu l-am pe același. E mai rău, mai rău, mai rău. Păi mai bine, da. Ăla cred că îl și modifică, bă, îi băgă 4-4. Bă, sunteți desimțiți, nu! Bă, dar ce ai, bă, de jigniștea? Bă, dar tu ai probleme fără să jignești... Ce zici, bă, vă făcui nesimțiți?
Păi și o jignire, frate. Bă, lasă-mă, dar nu mai poți să lovești cu bobul în Prințesa Grasu. O să mă faci needucat? Păi, ce, ce ți se pare, păi, că ești educat? Aia n-ar mai ce? Fi minciună, ești nebun. Da. Aia n-ar fi jignire, mă, aia ar fi... Mă, efectiv, jmecher, dădui grasule, dădem... Păi dacă oricum pierd, măcar dau drifturi, ești nebun? Da, Xavatipule, da. Grasule, pe bune, tu știi ce drift de jmecher dădui? Aia e cheia succesului. Văd că, că te ajung de aia. Păi da, dar făcui drift. Zisea eu că l-a făcut cu viteză. Știi, după ce care mașină mai bună îi dă goarnă, știi? Da, s-a dus ăla. Să vă arăt cât de, cât de mult în fața voastră pot fi eu. Da, cu o mașină mai bună. Mulțumim. Bravo. Oh! Păi nu mai treptele alea salvează, mă. Că la oricine numai în a șasea, mi-am spus. Nu oricine numai în a șasea. În a cincea, scuze. Vreau să mă fiș pe are mașină. Dar de ce, mă, că e prea bună? Da. Că o fac prea rău. De mașină, că e prea bună. Ba, adevărul e că chestia asta cu șase trepte chiar, da, mă ajută mult. De ce să mănânc? Da, eu vă făcusem și, vă făcusem și înainte și noi nici măcar nu-i drusem mașința. Da, mă, ea merge numai cu a patra, ia. Păi n-am cum să merg cu a patra, că nu prinde viteză. Dacă merg cu a patra. A, păi a luat de pinele drept. Păi bă, mea, dacă, da, dacă o țin în a patra, nu iau nici, nici 210, ce ai? Ce? Bă, du-te-n cu ăla. Ia, mă, ia cât ea. Stai că vă zic eu, mă, ia cât ea. 230 în a patra. A, și e rău. Și la 250 cât iau eu? Maxim, mamă. Grasule. Challenge-ul meu am vrut să fie cel mai friendly challenge din lume. Problema a fost la voi, că nu v-ați luat mașini bune. A, da, aha. Bă, că nu ne-am luat aceeași mașină. Ca ce revanșa, ce revanșa. Deci trebuia să ne luăm toți, că gata, de mașina lui. Nu spate, ești nebun. Păi nu aveați. Cât, mă? Iar m-a făcut praf, grasule. Bă, și eu, stai liniștit. Unde? Că tu văd că tu mergi. A, păi m-a făcut atunci când mi-a zis ei. Bun. Ce bine că bă, ce mândru e de el, ce bă! Bun. Ce bine că se făcură prietenii mei praf. Este. A, păi eram aproape, sufleam în ceapă, ce drept. Sunt curios dacă v-ați luat vreodată DNF mai rău decât acum. Da, am luat, am luat. Când aveam damage-ul activat. Nu mă, că grasul cu damage-ul terminat. Da, păi, da! Păi, bă! Să mor dacă mai știu pe, pe unde e drumul. A, ce bă, nu mai ai liniile! Bă, nu, bă, mă pierdui în pădure și nu mai știu pe unde e drumul. Aoleu! Ca să-ți dai seama, sălbaticule. Ca să-ți dai seama, ca să-ți dai seama că ai mașină de căcat. Bă, zisei să iau pe asta că e nouă, mă. Da, nu că e bună. Păi de unde să știu că e bună, că avea același scor cu Nissan-ul ălalt. Care, bă, n-avea niciunul 880. Bă, da, ăla, de zici tu de ălalt. Nu, ăla avea 860. Avea 880. Dacă lui avea modificate, tu îmi pare rău, frate. Bă, cred că tu le-ai modificate. Modificate, mă, mi-am spui de el. Da, mă, da. Clar, 100%. Ia uite ce mă duc aici, ești bun? Aproape că scap secundele. Hai, mă, hai. Hai să, hai, hai să dăm drift aici, pe final, așa. Să ne dacă ne facem praf. Da, e drift, și poate praf. Direct în pom. Rămâi acolo. Că venim. A. Bă, dar e, e vorbit jocul ăsta, când se dă unul în pom, să dea celălalt. Gata, băieți. Prietenul meu s-a sărbatic. Băi, să pe unde sunteți? Pe la crastă. E, da, adevărul e că putem să vedem la crastă. Da, nu, așa, de curiozitate. Bă, da, hashtag 64, hashtag 98, hashtag 43, dar ce sunt? Păi eu știu, eu începui să fac drift. Or fi, or fi 100 de mașini din ăștia Forza Edition, chestii? Nu, nu poate. Păi nu, dar uite că au hashtag toată înainte. Eu acum? A? În orășel. În orășel? Păi bă, nebunule, dacă mi-a asta, mi-a 250. Băieți, cea mai mare rușine pe care am putut să le dau la băieți? Bă, lasă-mă cu mașina ta în 6 trepte. Câte minute va arăta un minus? Nu știu, că nu mai arăt dacă mai luai checkpoint. 3, 4... un minut are și ai 2 minute jumate. Doar atât? Fac cu el rapid un calcul. În fine, băi, nu uita să apăsați domnul de la el acum am făcut. Cu ipotenuză pătrată, da. Da, nu uitați să vă mulțumesc, dacă v-a plăcut, încă o dată am dovedit că sunt cel mai bun șofer și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!